Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Eu sunt Diana Ștefănescu și revin în atenția voastră cu un nou material. Ce înseamnă când visezi că mori? Semnificația viselor. Înainte de a discuta semnificațiile acestui vis, să lămurim o problemă pe care mulți oameni și-o pun. Este posibil să mori în realitate dacă mori în vis? Acest mit urban a înfricoșat multă lume, însă psihologii ne asigură că faptul că avem astfel de vise nu ne poate afecta în viața reală. În cel mai rău caz, te vei alege cu o sperietură pe cinste și vei avea probleme să adormi la loc. Dacă ți se întâmplă frecvent să ai coșmaruri sau alte tulburări de somn, este necesar să mergi la un doctor. În vreme ce un vis nu te poate omorâ, lipsa somnului poate declanșa niște boli foarte grave în organism. Există numeroase interpretări ale visului în care mori, însă toate au un punct comun. Moartea în vis înseamnă tranziția de la o etapă a vieții la alta sau o schimbare majoră care are loc în acest moment sau va avea loc în curând. Este posibil să visezi că mori chiar și atunci când tu și partenerul tău v-ați hotărât să vă uniți destinele pentru că începe o etapă cu totul nouă. Același vis mai poate să simbolizeze sfârșitul unei relații, încheierea unui job sau o schimbare interioară majoră. Înseamnă că treci printr-o perioadă tranzițională și că devii mai evoluată spiritual, chiar dacă acest vis trezește sentimente de anxietate și teamă. Dacă visezi că ai o boală incurabilă și că vei muri în curând, sau că cineva îți dă această veste cumplită, înseamnă că se pun presiuni asupra ta pentru a face schimbări importante în viață. Poate ai prieteni sau rude care te încurajează de mult timp să iei o decizie pe care ai tot amânat-o. Și modul în care percep moartea în vis spune multe despre starea ta spirituală. Nu toată lumea se sperie teribil de moarte, ci există oameni care atunci când visează acest lucru capătă un sentiment de acceptare a situației, chiar dacă se trezesc cu inima bătând nebunește. Nu tot ceea ce este negativ pentru ceilalți trebuie neapărat să fie și pentru tine. Adesea însă ne trezim chiar înainte de a muri într-un vis. De ce se întâmplă acest lucru? Psihologii explică faptul că nu toți oamenii au imaginația necesară pentru a continua visul. Nu știm ce ni se întâmplă după ce părăsim această lume, ceea ce înseamnă că nu putem să vizualizăm și să simțim acest proces atunci când dormim, având în vedere faptul că visele sunt formate din fragmente de experiențe din viața de zi cu zi. În același timp, atunci când visezi că mori, poate fi vorba de faptul că ți este atât de teamă de moarte în realitate, încât te gândești adesea la acest eveniment înfricoșător. Orice obsesie din realitate va apărea și în vis, deoarece aceasta este principala manifestare a ceea ce se petrece la nivelul subconștient al minții. Așadar, contează foarte mult contextul atunci când visezi că mori, iar tu ești singura care poate să pună cap la cap piesele de puzzle și să-și dea seama ce simbolizează cu adevărat. Faptul că mori într-un vis poate fi corelat cu faptul că în viața ta urmează o schimbare sau că ceva va lua sfârșit, o etapă a vieții, o relație, etc. Asta înseamnă că persoana în cauză va începe un nou capitol în viața sa. Experta în semnificația viselor și hipnoză, Claire Aristides, spune că, deși acest vis este înfricoșător, are o semnificație pozitivă. În vreme ce unii nu bagă în seamă ceea ce visează peste noapte, multe persoane dau viselor o semnificație aparte, mai ales când este vorba de anumite vise repetitive, cum ar fi cele în care ne pierdem viața, ne despărțim de cineva sau cădem în gol. Semnificația viselor este cercetată de când lumea, iar experții în domeniu au ajuns la câteva concluzii importante. Le recomand oamenilor să nu fie speriați de visele pe care le au și să nu le aloce semnificații negative, în schimb, să le vadă ca pe o oglindă a subconștientului. Spune Claire Aristides, ce înseamnă că visezi cum cazi în gol? Un vis pe care îl au mii de oameni este cel în care cad în gol. Claire spune că asta înseamnă că persoana în cauză se simte pierdută sau în nesiguranță. Visele nu au aceeași semnificație pentru toată lumea, dar căzutul în gol poate fi o metaforă pentru a nu fi în control, a pierde legătura cu cineva sau a fi speriat, spune experta. Cu siguranță ți s-a întâmplat măcar o dată în viață să visezi cum cazi în gol sau că poți să zbori, dar nu ai știut care este semnificația acestui vis. Ce arată asta despre destinul tău? Dacă ai trăit o astfel de situație,
în care noaptea ai visat că o să cazi în gol sau că zbori, atunci acest lucru arată despre tine faptul că treci printr-o perioadă extrem de dificilă sau că anticipezi numeroase greutăți în viitor. Energiile negative cu care te-ai încărcat te fac să ai un somn agitat și deci așa apare și acest vis agitat în care cazi în gol sau zbori peste ceva necunoscut. Semnificația? Ești copleșit de griji și de stres, motiv pentru care nu ar strica să o iei mai moale sau să începi să privești lucrurile într-un mod mai pozitiv, altfel sănătatea ta ar putea fi puternic afectată. Chiar dacă prin visul în care cazi în gol tu de fapt presimți apropierea unui pericol sau a unei perioade dificile, adună-ți puterile ziua și încearcă să nu te mai lași doborât atât de repede. Ce înseamnă când visezi că-ți spargi sau îți cad dinții? Ai visat că-ți cad dinții sau te dor? Nu ar trebui să ignori asta. Visele au semnificația lor aparte, iar prin ele subconștientul tău te avertizează. Visele în care dinții sau măselele ne cad sau ne dor par a fi tot mai des întâlnite. Starea noastră de spirit pe care o avem după un astfel de vis nu este întocmai îmbucurătoare. Specialiștii vin cu explicații și ne ajută să înțelegem care este semnificația unui astfel de vis. Dinții joacă un rol important în aspectul nostru fizic și pot fi catalogați drept o armă bună atunci când vrem să cucerim pe cineva cu zâmbetul nostru. Visele în care dinții ne cad sunt tot mai comune, dar semnificația lor nu este una pozitivă. Nu-ți place cum arăți, iar aspectul tău fizic te nemulțumește complet. Vrei să schimbi ceva, dar nu știi cu ce să începi. Chiar dacă ignori aceste lucruri simple și mărunte, subconștientul tău are grijă să-ți reamintească, fie și prin vise, că nu ți-ai reglat conturile cu nemulțumirile pe care le ai la adresa ta. Fă-ți mai mult timp pentru tine. Gândul că îmbătrânești poate fi o altă cauză care poate declanșa un astfel de vis. Ideea că dantura ta nu va mai fi la fel și că o vei pierde din cauza bătrâneții te îngrijorează foarte tare. Un membru al familiei tale are probleme de sănătate, iar visele tale încep să reflecte îngrijorarea și teama de a nu-l pierde. Problemele financiare care îți tot dau bătăi de cap pot apărea în visele tale sub diverse forme. Ești stresat pentru că nu ai destule economii și pierzi bani în fiecare zi, iar asta se manifestă în vis tot ca o pierdere. De asemenea, o vizită neplăcută la stomatolog te poate lăsa cu traume ascunse în subconștient. Ai simțit prea multă durere, a durat prea mult o procedură sau ai aflat că ai mai multe probleme dentare decât credeai. Toate astea au dus la o stare de panică și ți-e frică să nu-ți pierzi dantura. Pierderea dinților în vis mai poate reflecta și teama de a pierde pe cineva drag, dar rămâne singur sau de a întâmpina probleme de sănătate. Medicii spun că visul în care îți cad dinții sau măselele arată că te îngrijorează ceva, că vei face o schimbare sau că suferi de anxietate. Pierderea lor reflectă teama pe care o simte o persoană. Durerea de dinți din vise este asociată cu o mustrare interioară. Aceasta poate fi privită ca și un avertisment care ne atrage atenția că am făcut ceva greșit sau poate fi ceva cu care conștiința noastră nu poate fi de acord. La fel ca și căzutul în gol, pierderea unui dinte poate însemna pierderea controlului sau a avea un sentiment de nesiguranță. Pierderea unui dinte în vis e legată de stres, anxietate și lipsa controlului, mai spune specialista. Ce înseamnă când te visezi gol? Te-ai pregătit pentru momentul acesta timp de câteva săptămâni. Ai totul pus la punct. Discursul l-ai repetat, hârtiuțele sunt lângă tine, ai și un pahar cu apă la îndemână în cazul în care emoțiile pun stăpânire pe tine. Ți-ai imaginat de multe ori publicul care te ascultă, pune întrebări inteligente, iar la sfârșit te aplaudă. Totul este perfect până când realizezi că ești dezbrăcat în fața tuturor. Panica pune stăpânire pe tine și nu știi încotro să fugi. Bine că sună ceasul deșteptător și reușește să te trezească din visul acesta îngrozitor. Studiile arată că 4 din 5 persoane vor visa măcar o dată în viață că sunt dezbrăcate în fața altor oameni. Lipsa hainelor în vis poate însemna că ești într-un moment vulnerabil al vieții. Într-un fel, hainele reprezintă un scut în spatele căruia te poți ascunde. Un astfel de vis poate reda o situație reală în care te simți lipsit de ajutor.
Subconștientul lucrează la un nivel mult mai profund, așa că imaginea din vis, panica ce pune stăpânire pe tine în fața unui public, reflectă o frică sau un sentiment de rușine real, ce ar fi putut fi ascuns sub stratul de veșminte. Metaforic, hainele sunt un mijloc de a îmbrăca și de a ascunde sinele. Se spune că haina îl face pe om sau poate ascunde felul de a fi al unei persoane, iar fără îmbrăcăminte, oricine poate vedea cum ești în realitate. Astfel de situații apar și atunci când vrei să impresionezi. Să te visezi gol și să fii mândru de lucrul acesta te întâmplă mai rar, dar trebuie să știi că este un lucru pozitiv. Să te simți confortabil fiind gol într-un vis înseamnă că nu ți este frică să te ocupi de sarcini dificile și nu ți este teamă de eșec. De asemenea, poate semnifica faptul că nu ai nimic de ascuns sau că ești pregătit să faci față unei situații dificile. Motivele pentru care te visezi gol. Ți-e frică de expunere. Ți-e rușine cu tine. Te simți vinovat. Ești vulnerabil în relație cu prietenii sau în afaceri. Încerci să pari altcineva decât ești. Nu te simți confortabil cu corpul tău. Nu îți dorești să fii observat. Dacă se întâmplă să te visezi gol și nimeni din jurul tău să nu observe, poate însemna că îngrijorările tale nu sunt fondate și e posibil să vezi probleme grave, jenante sau stresante acolo unde nu este cazul. Ca să poți afla exact ce înseamnă când te visezi gol, trebuie să analizezi circumstanțele și simbolurile asociate, dar și emoțiile pe care visul ți le-a provocat. Să visezi că ești gol în public este un vis extrem de comun și poate fi tradus prin faptul că te simți expus, demascat. Adesea acest vis este legat de teama ca ceilalți să nu observe punctele vulnerabile, eșecurile, defectele. Spune Claire Aristides. Ce înseamnă când visezi că te desparți de cineva? Visele în care te desparți de persoana iubită nu înseamnă că și în viața reală vei trece printr-un astfel de episod. Ce înseamnă când visezi o despărțire? Dacă ești implicat într-o relație frumoasă, te simți bine în compania persoanei respective, dar visezi că vă despărțiți, nu este cazul să te sperii. Un astfel de vis semnifică de fapt cu totul și cu totul altceva. Înseamnă că realizezi că iubitul, iubita, merită să fie în viața ta, o apreciezi și ești dispus să faci orice pentru a o păstra. Este un semn bun să visezi o despărțire. Dacă ai visat că relația voastră se destramă, de fapt subconștientul îți transmite că povestea voastră de iubire se află într-un punct bun, stabil. Sunteți fericiți împreună, vă completați reciproc și totul evoluează așa cum trebuie. Dacă visezi că vă despărțiți, de fapt este un semn că trebuie să continui și să îi fii alături. Dacă ai o relație neoficializată și visezi o despărțire, e semn bun. Dacă ești deja într-o căsnicie, despărțirea de partenerul de viață din vis înseamnă că relația voastră a ajuns într-un moment delicat. Legătura voastră nu mai este la fel de puternică precum era înainte și este nevoie să luptați amândoi pentru a o salva. Timpul sau alți factori au erodat un pic relația dintre soți, dar asta nu înseamnă că va ajunge la final. Faceți-vă timp pentru voi, redescoperiți-vă și totul va reveni la normal. Când o persoană visează că se desparte de cineva, acest lucru poate fi asociat cu stresul, problemele apărute în relație, spun experții. Ce înseamnă când visezi că ești urmărit? Când oamenii visează că sunt urmăriți, acest lucru poate însemna că se tem de schimbare sau că pur și simplu se simt speriați de ceva și vor să scape. Copiii și adolescenții au adesea acest vis, spun specialiștii în vise. Visul în care simți că ești urmărit îți transmite că trebuie să afli mai întâi dacă entitatea care te urmărește, om sau animal, ține de negativ sau de pozitiv. Dacă visul este înconjurat de o influență negativă, înseamnă că e de fapt un semnal de trezire în sensul de a face față unor îndoieli sau amintiri. La fel de bine poate însemna că îți reprimi sentimentele atunci când visezi că ești urmărit. Dacă visul în care ești urmărit este pozitiv, asta îți arată că trebuie să descoperi ce dorință te conduce în viață, spun specialiștii în descifrarea visei. Dacă ești urmărit în vis, înseamnă că temerile și îndoielile trebuie rezolvate pentru a-ți identifica țelurile. Dacă visezi că ești urmărit de mai mulți oameni, ar putea fi un indiciu că te afli într-o situație financiară dificilă. Cei care interpretează visele sunt de părere că visul în care ești urmărit se asociază cu anxietatea produsă de evenimente din trecut, mai ales dacă în vis nu poți să distingi persoana sau animalul care te urmărește.
Dimpotrivă, dacă visezi că tu urmărești pe cineva, asta înseamnă că ai nevoie de îndrumare pentru a-ți îndeplini un scop în viață. Multe interpretări sugerează că, la nivel spiritual, visul în care ești urmărit îți spune că a sosit momentul să te confrunți cu propria identitate. În anii 30, astfel de vise erau interpretate ca indicând căutarea libertății spirituale. Astfel, dacă ești femeie urmărită de un bărbat în vis, trebuie să te întrebi cum ți se pare că stai cu dragostea. Poți sau nu controla propria viață amoroasă? În schimb, dacă ești bărbat și visezi că te ții după cineva, ar însemna că vei da peste o persoană agresivă în viața reală, iar sfatul ar fi să reacționezi prompt pentru a-ți atinge scopurile. Alți specialiști în interpretarea viselor susțin că visul în care ești urmărit înseamnă că în viața de zi cu zi îți reprimi anumite sentimente sau ignori tot soiul de probleme care devin tot mai presante. Ideea ar fi că poți scăpa de situațiile dificile pe moment, ignorându-le, dar ele vor apărea automat în vis, acolo unde subconștientul deține controlul, așa că până la urmă vei fi nevoit să îți înfrunți demonii. Ce înseamnă când visezi că ești bolnav? Semnificația viselor. Visele despre boală și bolnavi sunt foarte comune. Unii specialiști în interpretarea viselor spun că atunci când visezi că ești bolnav, subconștientul îți transmite că ceva e în neregulă cu tine și că a venit momentul să iei măsuri pentru a rezolva problema. Interpretările sunt însă mult mai diverse. Boala reprezintă metaforic un suflet trist sau împovărat, probleme de adaptare la o situație dificilă sau o pierdere emoțională. Dacă visezi că te doare inima, este posibil ca relația de cuplu să treacă printr-o perioadă dificilă. Dacă visezi că te dor ochii sau că ți-ai pierdut vederea, este un semn că trebuie să fii mai atentă la cineva din anturajul tău care poate încerca să-ți câștige afecțiunea. Bolile de stomac din vise te anunță că trebuie să te gândești de două ori înainte de a lua o decizie dificilă. Indiferent că ai vise despre cancer, tumori, chisturi sau alunițe, ceva se întâmplă cu tine și trebuie să acționezi până să apară probleme serioase. Totodată, visele despre boală pot însemna că relația pe care o ai cu partenerul, partenera ta, se prăbușește. La fel poate însemna ceva legat de modul în care interacționezi cu părinții sau cu copiii tăi. Orice ar fi, e destul de grav pentru ca subconștientul să strige după ajutor. Persoanele care ți apar în vis te ajută să-ți dai seama despre ce este vorba. Dacă partenerul, partenera ta, este bolnav, bolnavă, trebuie să îmbunătățești relația cu el, ea. Dacă părinții sunt bolnavi în vis, atunci înseamnă că trebuie să-ți petreci mai mult timp cu ei. Cei mai mulți specialiști în descifrarea viselor susțin că dacă visezi că ești bolnav, înseamnă că ai probleme în dragoste. Dacă în vis te dor ochii, înseamnă că trebuie să privești situația din altă perspectivă. Dacă te doare stomacul, atunci înseamnă că trebuie să rumegi situația înainte de a o clarifica. În același timp, visele despre boli și bolnavi pot să mai însemne că trebuie să fii atent la tentații. Dacă visezi pe cineva bolnav de o boală contagioasă, înseamnă că trebuie să fii atent la cine-ți sunt prietenii adevărați, iar dacă leșini din cauza unei boli, în vis, atunci sănătatea ta este în pericol. Dacă visezi că un prieten este bolnav, înseamnă că vor urma probleme temporare. Iar dacă visezi rude bolnave, este o prevestire că pericolul se îndepărtează de tine, mai spun unii specialiști în descifrarea viselor. Alții sunt de părere însă că boala în vis poate sugera succes și respect în legătură cu afacerea ta. Boala din vis poate însemna îngrijorare și ghinion, dar nu trebuie să-ți pierzi speranța, pentru că vei reuși. Ce înseamnă când visezi verighetă? Visele în care apar verighete se referă la comunicarea în cadrul familiei sau cu cineva apropiat, susțin specialiștii în interpretarea viselor. Ei precizează că verigheta simbolizează dragostea eternă atunci când o vedem într-un vis legat de o nuntă. Dacă visezi o verighetă de aur în vis, înseamnă că familia ta va avea parte de bani și bogăție, mai spun specialiștii în interpretarea viselor.
Dacă nu ești căsătorit, căsătorită, dar ești într-o relație și visezi verghetă, poate însemna că relația a atins un nou nivel. Un astfel de vis poate prezice că te vei căsători curând sau că vei afla că un prieten apropiat se căsătorește. Dacă ești căsătorită, căsătorit și visezi că începi să porți verighetă, denotă că problemele din viața, de familie, se vor sfârși. Dacă ești o persoană singură și visezi că porți verighetă, înseamnă că vei căpăta mai multă încredere în tine și în munca ta și că vei deveni mai responsabil, responsabilă și mai de succes. Când visezi că îți scoți verigheta, ar putea urma o călătorie lungă alături de o persoană, în decursul căreia vei întâlni mai mulți oameni noi. Ar putea însemna că lași în urmă trecutul pentru noi experiențe. Când visezi că pierzi verigheta, înseamnă că există probleme nerezolvate în mariaj, mai arată specialiștii în vise. De asemenea, dacă visezi că îți găsești verigheta pierdută, poate însemna că îți amintești de momentele frumoase din căsnicia cu probleme. Când visezi o verighetă ruptă, înseamnă că vei fi dezamăgit și vei avea parte de momente stresante. Iar dacă visezi că porți o verighetă prea mare, înseamnă că vei deveni mai important în viața de familie, dar că nu te poți acomoda cu această poziție deocamdată. Ce înseamnă când visezi că ești înșelat? Să bănuiești sau să asiști la infidelitatea partenerului este un vis extrem de frecvent care dă naștere la multiple suspiciuni. Când visezi că ești înșelat, înșelată, înseamnă că de fapt te îndoiești de tine, spun specialiștii în interpretarea viselor. Interpretarea unui astfel de vis se circumscrie unui principiu extrem de simplu. Faptul că te îndoiești de partenerul tău se traduce prin faptul că te îndoiești de tine însuți, însăți. Sau, și mai precis, de capacitatea ta de a te face plăcut, plăcută, de a seduce, de a fi iubit, iubită, pentru ceea ce ești cu adevărat. Visele despre infidelitate ascund de fapt o lipsă de încredere în sine. Există și specialiști care spun că majoritatea femeilor visează că partenerii le înșeală din simplul motiv că ele au înșelat cel puțin o dată cu cel puțin un partener, iar de multe ori chiar cu actualul. Teoria se aplică și bărbaților în egală măsură, din moment ce visul ar fi proiecția propriei vinovății asupra unei alte persoane. Astfel, subconștientul și-ar dori ca și partenerul să fi făcut același lucru pentru a obține o împăcare sufletească. Pentru că trecutul nu poate fi schimbat, creierul încearcă să echilibreze prezentul prin proiecția subconștientă a vinovăției asupra partenerului, este părerea specialiștilor în descifrarea viselor. Pentru a scăpa de astfel de vise tulburătoare, psihologii recomandă confruntarea directă, asumarea faptei și a riscului. Asta deoarece când visezi că ești înșelat, înșelată, subconștientul te avertizează să deschizi toate liniile de comunicare înainte ca lucrurile să meargă prea departe. Ce înseamnă când visezi bebeluș? Visele în care ți apar bebeluși pot reprezenta o latură imatură a ta sau una care încă se dezvoltă. De asemenea, când visezi bebeluș, înseamnă că o parte din tine se simte neglijată sau are nevoie să fie îngrijită, iubită și acceptată, susțin specialiștii în descifrarea viselor. Bebelușii din vis mai pot reprezenta pe cineva care se poartă ca un copil, ori pe cineva naiv, nevinovat, posibil chiar pe tine. În cazul femeilor, visele despre bebeluși ar indica și o posibilă sarcină. Dacă visezi că schimbi scutece, ori că vezi un bebeluș care are nevoie să fie schimbat, poate însemna că tu ai nevoie de o schimbare într-un anumit aspect al vieții sau în interiorul tău. Visele despre bebeluși care mor sugerează că te maturizezi sau că renunți la comportamentul copilăresc și la gândirea infantilă. Când visează că un bebeluș se neacă, poate însemna că te-au copleșit emoțiile și plângi ca un bebeluș, așa că ai nevoie de ajutor ca să nu te înneci în propriile emoții. Un bebeluș dormind reprezintă pacea minții, starea de fericire, precum și o viață fără griji și o conștiință curată. Dacă o femeie încearcă să rămână gravidă în viața reală și visează bebeluși,
poate însemna o continuare a gândurilor din starea de trezire. Poate simboliza, de asemenea, o repetiție pentru viața reală în care vă doriți un copil. Ce înseamnă când visezi câini? Câinii într-un vis sunt adesea considerați a fi un semn de avertizare pentru o schimbare sau pentru a te face atent și conștient la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Unii oameni vor alege să evite posibilele mesaje pe care le pot transmite visele, în timp ce alții ar putea fi încurajați să facă față unei probleme direct. Nu există o modalitate corectă sau greșită de a gestiona gândurile tale interioare. Cu toate acestea, poate fi util să iei în serios visele. Visele în care apar câini sunt mai dificil de interpretat pentru că ipostazele în care apare prietenul omului dau semnificația parte visului. Ce înseamnă așadar să visezi câini? În general, vorbim despre sentimente puternice care sunt încercate de persoana respectivă, fie că vorbim despre emoții pozitive sau negative. Când în visul tău apare un câine vesel care se joacă fericit cu tine, înseamnă că ai parte în viața reală de momente pline de bucurie. Acest vis înseamnă că faci totul cu plăcere și că nimic nu te poate abate de la drumul tău. Când în vis îți apare un câine care își urmărește propria coadă, înseamnă că eforturile pe care le faci în viața reală nu sunt suficiente. Poate însemna că muncești prea mult și că o faci degeaba. Dacă în vis cumperi un câine, înseamnă că ești o persoană singuratică, incapabilă de a-și face prieteni cinstiți. Acest vis sugerează nevoie de afecțiune, de dragoste. Când visezi câini care latră spre tine, înseamnă că cineva din anturajul tău încearcă să-ți facă rău. Acest vis reflectă nemulțumirile din viața ta și neplăcerile cu care te confrunți zi de zi pe toate planurile. Când câinii care te latră te și mușcă, înseamnă că nu ai curajul să-ți atingi scopurile. Acest vis semnifică teama de a lua decizii și de a face față situațiilor noi care pot apărea. Când în vis vezi un câine mort, înseamnă că relația cu cineva foarte drag va lua sfârșit. Există posibilitatea să pierzi un prieten drag pentru că nu poți să-ți exprimi sentimentele și nu ești capabil să comunici. Când visezi un câine negru, există posibilitatea ca o persoană importantă din viața ta să se dovedească a fi, de fapt, un dușman. Nu ai cunoscut niciodată cu adevărat acea persoană, dar cert e că ai crezut că ți este prieten loial. Când visezi un câine cu două capete, înseamnă că începi să fii mai atent la ce se întâmplă în jurul tău. Vei începe să privești totul cu mai multă responsabilitate și vei vedea dacă cei din jurul tău sunt sau nu cinstiți. Când în visul tău alungi un câine, înseamnă că nu-ți lași prietenii să se apropie de sufletul tău. Ești o persoană rece ce nu își permite să se lase dusă de val și asta dăunează relațiilor de prietenie pe care încerci să le legi sau pe care le ai deja. Trebuie să fii mai sociabil, să comunici mai mult. În mitologia greacă, Cerberus era un câine sălbatic numit adesea câinele Hadesului. Este un câine cu mai multe capete care păzește porțile lumii interlope. Șerpii au crescut din capul său sau din spate, ceea ce a protejat și oamenii de a intra. În folclorul asiatic, câinii sunt văzuți ca simboluri ale norocului. Japonezii îi consideră creaturi divine care protejează templele de ceilalți. În mitologia celtică, câinii sunt considerați un simbol sacru pentru vechii celți datorită abilităților de vânătoare. S-au conectat cu zeii și zeițele. Cunoscuți ca protectori ai drumurilor și păstrători de spirite, protectori ai lumii interlope. Ce înseamnă când visezi că ți cade părul? Cel mai adesea, visele despre căderea părului ascund teama de îmbătrânirea unei persoane, de pierderea vitalității și, în general, teama de a nu mai fi atractivă ca femeie ori viril ca bărbat. Când visezi că ți cade părul, mai poate însemna că ți este frică de moarte, că te paște un divorț sau o concediere, dar și că organismul te avertizează că urmează o schimbare în viața ta. Astfel de vise pot avea legături directe cu activitatea de zi cu zi, mai ales atunci când se petrec după evenimente mai puțin fericite, cum ar fi un eșec în afaceri. Când visezi că-ți cade părul, poate însemna că te simți mai bătrân și mai neputincios în acel moment.
Cantitatea de păr pe care o pierzi în vis și viteza cu care el cade reflectă cât de mult te afectează ceea ce simți în legătură cu îmbătrânirea, stresul și impotența, susțin unii specialiști în descifrarea viselor. Alți specialiști în vise spun că simbolul părului este legat de puterea, înfățișarea și grija unei persoane față de ea însăși. Părului îi se acordă adesea mai multă importanță decât unghiilor. Totodată în vis, părul ar semnifica valoare personală, puterea individualității și posesie. Pierderea părului în vise mai este asociată cu schimbări sau rupturi în viața cuiva. În plus, poate fi legată de sentimente negative, ca umilința sau rușinea, care de fapt transmit o frică din partea organismului. Psihicul ar putea da un avertisment împotriva schimbării. Căderea părului în vis poate simboliza sfârșitul unei relații, un divorț, moarte, concediere, mai spun specialiștii. Un astfel de vis mai poate reflecta schimbarea unei situații, ca și pierderea controlului. Uneori este un semnal de alarmă serios vizând starea sănătății. Totodată, pierderea părului este o metaforă pentru abandon. Ar putea reprezenta frica unei persoane de a fi părăsită, dar la fel de bine poate simboliza teama de a deveni sărac sau nefericit ca urmare a presiunilor de natură socială sau materială. Ce înseamnă când visezi păduchi? Prin intermediul visului, subconștientul încearcă să te ajute să procesezi emoțiile. În cazul unui astfel de vis, ar fi indicat să încerci să reduci nivelul de stres la care ești supus, supusă, și să ai grijă de tine ca să nu îmbătrânești înainte de vreme. Ce înseamnă când visezi păduchi? Contrar credinței populare că păduchii prevestesc o îmbogățire iminentă, specialiștii occidentali în interpretarea viselor susțin că, de fapt, subconștientul ne avertizează că trebuie să ne ferim de anumite situații și de anumiți oameni. Mai precis, ar fi vorba de oameni pisălogi și plictisitori care ne sug energia, iar mesajul transmis de subconștient prin visele în care apar păduchi ne-ar atrage atenția să evităm sau să ne extragem din situațiile în care ne simțim inconfortabil. Faptul că visezi păduchi pe cap care coboară pe șira spinării ar arăta, potrivit experților în interpretarea viselor, că ai gânduri care nu-ți dau pace, deoarece capul și coloana vertebrală simbolizează sistemul nervos și originea gândurilor. Probabil îți este foarte greu să-ți găsești liniștea și ești pus în fața unor alegeri dificile. Un alt mesaj pe care ni-l transmite subconștientul atunci când visăm păduchi poate avea legătură cu relația de simbioză dintre aceste creaturi și gazdele lor. Păduchii își pot modifica ADN-ul pentru a-și asigura o relație de lungă durată cu gazda, așa că mesajul transmis de vis poate fi unul de adaptabilitate. Mai precis, decât să trăiești într-o luptă continuă, mai bine încearcă să te adaptezi. Iar faptul că păduchii nu iau de la gazdele lor mai mult decât au nevoie pentru a supraviețui, ca să nu-și distrugă sursa de trai, ar trebui să ne dea de gândit că fie avem pretenții prea mari de la cei dragi, fie că ei cer prea mult de la noi, mai spun specialiștii în vise. Eu sunt Diana Ștefănescu și vă mulțumesc că mă urmăriți. Până data viitoare, vă doresc numai bine!